Este weekend și mai mult ca sigur te gândești la o ieșire. Am o recomandare pentru tine. Sunt tot mai multe cafenele sau bistrouri în România care se inspiră de la italieni și care au implementat conceptul de aperitivo, un mix între băutură și snack-uri servit înainte de cină. Se beau băuturi ușoare, precum cappuccino, vin rosé sau iced tea și se mănâncă finger food, în timp ce lumea ascultă muzică și socializează. Alex Răduca este proprietarul unei cafenele ce promovează conceptul de aperitivo. Spune că nu a făcut decât să preia modelul de succes al italienilor și să îți ofere o seară bine meritată de relaxare după o zi sau chiar o săptămână intensă de muncă. E seara în care ne întâlnim ca prieteni, bem ceva. După o zi de muncă, principiul nostru este să ținem cât mai simplu și să fim cât mai natural, toată lumea să vină aici cu drag ca acasă. Toată distracția începe în jurul orei 18, când lumea iese de la birou și ține până spre miezul nopții, când participanții au două opțiuni, fie merg acasă, fie continuă petrecerea în altă parte. Prieteni și atmosfera? Cum e? Păi uite și tu, e așa, foarte chill. După o săptămână de muncă este absolut minunat. Este purple, tot este mauve.